istoria Bâlei Lac. O să vă povestesc un pic despre istoria acestor cabane. Din parcare în stânga, nu vedem că este estompat de acest promotor, de acest tărțan care îl avem în față. Coborâm jos, unde este o stână, mai greu de văzut de aici, dar porțiunea de jos se vede, acolo este o stână. Traversăm Transfăgărășan, unde e platforma din fața noastră, parcarea cu acele mașini, acolo ne așteaptă un covârniș scurt. O să traversăm din nou Transfăgărășan, urmează 400 de metri pe șosea, din păcate, dar trec iute. După care, de aici o să vedeți pe curbă de nivel aliniamentul potecii. Da? Poteca se poate repara vizual pe partea stângă, da, în sensul pimentare, poate la branț, să vă povestesc de celelalte cabane, în istoria lor, cum când doar suna, când s-a construit alta, v-aș ține prea mult. Vreau să zic că istoria asta e foarte consistentă, iar predecesorii noștri, drumeții de acum un secol... Foarte cunoscut, generațiile trecute, aici era și o bancă montată în 1902. Pentru îndrăgostiri. Da, era un loc care...